Mulțumesc tuturor acelor care v-ați făcut timp și a stat în ploaie, mulțumesc preoților că au ținut slujba de pomenire, mulțumesc președintele Academiei, vicepreședintele Academiei, domnul Eugen Simeone, pe hol aici undeva, domnul monseniorul Robu, vă mulțumesc tuturor acelor din Basarabia care ați venit astăzi aici și ne-ați onorat, vă dorim un an bun, Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă bucurați de copii, de tot ce aveți, să dea Domnul ca anul 100 a României, care îl împlinim anul acesta, să fie cu succes și în toate localitățile din țara asta, să știm că oamenii și-aduc aminte de cei ce a făcut Unirea. Unirea n-a fost făcută cu avionul, n-a fost făcută cu Mercedesul, a fost făcută cu mersul pe jos, dus în Transilvania, în Ardeal, au mers acolo preoți, au mers acolo academicieni, au mers acolo profesori țărani și împreună a făcut Unirea. Noi doar astăzi ne aducem aminte de ei și încercăm, prin micile noastre contribuții, să își aducă aminte copiii noștri că am existat și noi și că le lăsăm un lucru frumos pentru viitor. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți fericiți, să aveți un an bun în continuare și musafirii noștri vă invităm la Festivalul Eminescu în spatele primăriei. Cine dorește, sunteți bineveniți. Vă mulțumesc! Astăzi aici și mulțumesc foarte frumos că așa a pus timpul la dispoziție. Avem lângă noi pe monseniorul Robu, care a venit de la București să ne reprezinte. Părinte Vasile, te rog să urci aici. Să avem reprezentativitatea tuturor bisericilor. Vă mulțumesc tare frumos că sunteți aici. Dau cuvântul domnului președinte și după ce se termine discursul domniei sale, ne îndreptăm către Ateneul Mihai Eminescu, unde va urma Festivalul Mihai Eminescu, ediția 11-a. Distinse domnule primar, înalt preasfinția voastră, preacucernici părinți, Unirea s-a făcut la noi în toate anotimpurile și pe toate vremurile, și pe vreme cu soare și pe vreme cu ploaie. Și n-am dat înapoi nicio clipă. Când Mihai Viteazul s-a intitulat la Iași domn al țării românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei, erau mai, iunie, adică erau luni de primăvară și de vară. Când Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn la Iași și apoi la București, era iarnă, era început de an, era luna ianuarie 1859. Când regele Ferdinand a primit marea veste a unirii celei mari, s-a întâmplat începând cu luna martie la Iași când au venit basarabenii, și în luna decembrie, când bucovinenii și transilvănenii au anunțat unirea Bucovinei și a Transilvaniei. Prin urmare, unirea ne-a cuprins pe toți în toate timpurile de la 1600 încoace și s-a împlinit prin voința acestor mari bărbați pe care i-ați imortalizat astăzi la Dumbrăveni, în acest capăt de țară, ca toți cei care intră sau cei care ies să nu uite de momentul acesta fundamental. De aceea îngăduiți-mi să felicit primăria, autoritățile locale pentru această împlinire și să vă doresc tuturor un an al centenarului plin de rod și de prosperitate. La mulți ani! Doamne președintele Academiei, tânărul nostru președinte, recent ales în această înaltă funcție, și pe aceea sunt la rând oamenii pe care primarul nostru, este și al nostru, primarul dumneavoastră, domnul Ioan Pavel, i-a anunțat. Am făcut repede o socoteală, Academia Română are 9 membri în momentul de față, aici, în această sală. Și, iarăși, cum ați reținut, ei vin din toate provinciile istorice românești. Dacă vreți, este și un simbol acest lucru, faptul că ne lăsăm, cum să spun, deoparte toate treburile noastre și venim aici la 15 iunie, în fiecare an. Domnul primar a anunțat că
Este a 11-a oară. Făceam săbăteala, nu știu dacă am lipsit la una, nu mai țin minte. Poate să fi lipsit la una, dar la toate celelalte am venit și constat că de la an la an, întâlnirea de la Dumbrăven, la mijlocul lunii iunie, de ziua pierderii lui Eminescu, morții lui Eminescu, părăsim locurile noastre, părăsim pentru că noi chiar au la Academiei Române și venim să vorbim despre Eminescu aici, la Dumbrăven. De ce la Dumbrăven? Ar fi multe de spus. De obicei, când luăm cuvântul fiecare an aici, fiecare exprimă un argument în acest sens. Argumentul meu este că aici, în nordul țării, nordul gotic, cum îi spunea George Călinescu, nord cultural, sau unde mai putem și noi apărea, și vorbim de lumea românească, de ce se întâmplă astăzi, de ce toată Hărmălaia, să mai scuzea de cuvântul neacademic, se petrece în lumea politică românească, ne amintim de satul românesc, și, cel puțin în imaginarul meu, Dumbrăvenii arată altfel. Arată, probabil, cum ar trebui să arate lumea românească. Venim, evident, pentru Dumbrăveni, dar venim, în primul rând, pentru Eminescu. Iarăși, motive pe care nu le spun. Pentru că le știți. Anul acesta nu venim nu numai pentru Eminescu, mai venim pentru un moldovean de mare ispravă. Poate cel mai mare om politic al secolului al XIX. Este vorba de Cogălnicianu. La sfârșitul anului trecut, în toamna anului trecut, s-au întâlnit 200 de ani de la nașterea lui. Și l-am sărbătorit la București, cum se cuvenea. L-am sărbătorit altfel și acest altfel este reprezentat aici de cele trei volume care, în afara oratoriei lui, prin toate scrierile lui Cogălnicianu. Domnul primar, a avut bunul gând să comande Academia Română și la Fundația Națională pentru Știință un număr de exemplare, un număr destul de mare de exemplare, pe care să le ofere oamenilor care participă aici instituțiilor din regiune. Este o carte fundamentală, după părerea mea, scrisă de un om care, știți și dumneavoastră, cei mai în vârstă de aici, știți că, de fapt, pe ideile lui au fost construite reformele în România modernă, la începutul în primul rând, s-a realizat unirea din 1959, iar împreună cu Cuza, cu Ghiga, cu Cearoseti, cu Brătienii și cu atâția oameni mari de isprav, o generație superbă. Totdeauna când vorbim la Academie și ne amintim de această generație care a făcut prima unire, vorbim despre acești oameni, acești tineri, fii de boieri de țară, cum zicea Eminescu, sau boierii de neam, care și-au făcut studii în străinătate, s-au întors, au făcut o revoluție pe care aparent au ratat-o, în plan, să zicem, imediat, dar prin ideile ei n-au ratat-o, pentru că aceste idei stau la baza societății moderne românești. Tot ei au făcut și Academia Română și poate este o explicație de ce suntem într-un număr atât de mare aici, între academici, și de ce venim în fiecare an. În 1866, la 4 aprilie, Nicolae Godescu, care era șeful guvernului, a citit decretul de înființare. Insist asupra acestui lucru, pentru că printr-o ciudată gândire, puțin mărginașă, numele lui Cuza este, chiar în aula Academiei, a fost pronunțat foarte rar. Chiar atunci când am sărbătorit 150 de ani de înființarea
Academiei, numele lui Cuza n-a fost pronunțat. Mi s-a părut bizară această omisiune. Nu, Cuza a pregătit și cu oamenii lui. Ei au pregătit Academia Română, care este prima, de fapt, prima imagine la mare unități. Pentru că atunci, oamenii deștepți și oamenii de bună calitate au adunat pe românii, pe intelectuali români din toate provinciile istorice. 3 din Basarabia, din Bucovina, 2 sau 3, din sudul Dunării, din Transilvania, evident, și din Muntenia. Doamne și domnule, iată două nume, două evenimente care ne-au pornit spre Moldova. Mă adaug încă unul, dar asta ne privește, să spunem, mă privește pe mine și pe doamna Maia Simionescu, care este președinta executivă a Fundației Naționale pentru Știință și Artă. Ne-am oprit întâi la Bacău, unde am sărbătorit 200 de ani de la nașterea unui alt mare moldovean, român, un mare român, și anume Alexandrii. Am rămas uimit pentru că, trecând din oraș în oraș, și am tot vorbit despre acești oameni care au făcut România modernă. Doamne și domnilor, aici la Îmbrăveni, de ce venim? Venim întâi grație primarului Ioan Pahă. Venim în rugăciune, și zic, domnule, cum l-a cunoscut sau cum a cunoscut domnul Pavel pe mine? Ne-a făcut cunoștință Mihai Cimpor. Acum nu știu câți ani. Și de atunci nu mai se deslipește de Academia Română și de fundația noastră. Și noi am devenit un fel de agenți ai Moldovii de Nord, ai Bucovinii, acest ținut formidabil, miraculos. Și încercăm, îl ajutăm, în primul rând, prin noi facem trafic de influență. Iată, rezultatul este că și profesor, Marele Chirurg, Irina Popescu este aici, pe prima dată. Și l-am convins, eu fiind ortodox, valah, l-am convins și pe Monseniorul Robu, care a venit. Este inutil să-l recomand, dar dacă nu îl jignesc prin lauda mea, sunt unul dintre românii cei mai reușiți pe care i-a dat nația românească. Un valah ortodox, vreau să spun. Și la lui este șeful bisericii romano-catolice. Dar gândește ca și noi, este un român, este un intelectual de mare calitate. Sunt bucuros că au venit și colegii și prietenii noștri din Basarabia, ca de obicei. Că a venit de la Paris Virgil Tănase, un scriitor foarte important pentru noi, un oameni foarte reușiți pe care i-a dat nația noastră. Eu n-am să vă spun multe lucruri despre Eminescu, vă spun doar că de ce este important, totuși, vorbim despre Eminescu în fiecare an. Vorbim la 15 ianuarie, când e ziua lui și când, printr-o decizie corectă a Parlamentului României, domnule deputat Bejenaru, vă felicit că ați susținut propunerea noastră, Academiei, ca ziua lui Eminescu să fie și ziua culturii naționale. Și sărbătorim de câțiva ani în zile acest lucru și sper să rămână atâta timp cât va exista neamul românesc și va exista limba română. Este important să vorbim despre limba română la
Și la 15 ianuarie vorbim despre nașterea lui Eminescu, iar la 15 iunie să vorbim despre Eminescu și rolul lui în societatea românească, postmodernă. Ziceam că n-am să vă spun acum ceea ce aș putea poate să vă spun despre Eminescu, vă spun doar atât că este important, e un moment foarte important să ne amintim de Eminescu și să remarcăm opera lui. Opera lui care este, într-un fel, fundamentală. E un punct de reper în spiritualitatea românească. Trăim într-o epocă în schimbare. Este o lume care se schimbă des. Am intrat și noi în procesul de mondializare. Un stoc francez. Cealaltă lume anglo-saxonă îi spune procesul de globalizare. Proces cu tendința lui de a, sigur, de a răspândi marile cuceriri ale tehnologiei de vârf, dar în același timp, de a și, ceea ce ne sperie cel mai tare, uniformiza diferențele culturale. Nu este o cultură europeană. O cultură europeană este o cultură, este o sumă a diferențelor culturilor naționale. Ei, aceste diferențe nu trebuie să dispară. Deci diferența înseamnă limba română, înseamnă istoria, înseamnă spiritualitatea, înseamnă tradițiile morale și spirituale și așa mai departe. Înseamnă evident și religia, dar religia poate ne unește, lăsându-ne să rămânem cu ce avem bun. Nu? Înseamnă, parcă așa am putea noi traduce aceste lucruri. De aceea vorbim despre Eminescu. Am publicat de curând, cu un an, doi în urmă, și chiar vreau vorbit despre aceste volume, articolele lui politice, toate la un loc. Și le citim cu liniște, și le citim cu liniște, cu calm, încercând să explicăm de ce acuzația de naționalism în sensul nou al termenului. Nu știu dacă ați observat termenul naționalist, este din ce în ce mai evitat, pentru că începe să circule cu o încărcătură semantică negativă. Tot secolul al XIX-lea s-a format, a evoluat, toate fenomenele, toate statele naționale s-au format în jurul ideii de națiune și de naționalism, adică sentimentul patriotic, iubire. Astăzi, termenul de naționalism înseamnă, sau unii dau semnificația de xenofobie, antisemitism, rasism. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. E un cuvânt prea frumos, un cuvânt care a fost admirat în secolul al XIX-lea și acum i-am dat o semnificație negativă. E bine, deci, să ne întoarcem la Eminescu când trebuie să citim iarăși cum trebuie, să ținem seama de ce epocă era atunci când el își scria articolele de la Timpul, de ce dimensiunea națională care există în articolele lui nu este împotriva umanismului european. El însuși era un spirit european, cred, Eminescu, dar iubea foarte mult nația sa. Doamne și domnule, eu mă opresc aici. Vă mulțumesc și eu, mă rog, vă mulțumesc deocamdată în numele meu, dar am să dau acum cuvântul președintele Academiei Române, domnul profesor Ioan Aurel Boc, care o să vă spună ceea ce crede și, în mod sigur, o să exprime și un punct de vedere din partea instituției noastre. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Eugen Simion. Vreau să mulțumesc domnului primar Ioan Pavel pentru noua invitație deosebită și pentru întreaga inițiativă pe care a avut-o cu ani în urmă de a face această manifestare. Înalt preasfinția voastră, excelențele voastre, distinși membri ai Academiei Române, dragi reprezentanți ai autorităților centrale și locale, oaspeți din țară,
de peste hotarele vremelnice, oaspeți străini care vă ocupați de Eminescu. E o fericire să vorbim de Eminescu și de Gogălnicianu și de Alexandrii și de toți cei care au contribuit la făurirea acestui rotund extraordinar care este cultura română, fără de care nu s-ar fi putut face nici patria română pusă pe hartă cu granițe precise. Pentru că până la urmă, la temeiul tuturor acestor lucruri, stă spiritualitatea și în spiritualitate limba, credința, ocupă un loc extraordinar. Îngăduiți-mi în scurtul meu cuvânt, evocând Academia Română care a unificat țara aceasta în spirite, înainte de a exista ea pe hartă, Academia aceea care s-a pregătit sub Alexandru Ioan Cuza și care s-a înființat printr-un decret al locoteneței domnești în perioada când Cuza era plecat și principele Carol nu venise încă. În acea perioadă, Academia Română a înțeles, prin spiritele ei luminate, să aibă în frunte, să aibă între membrii ei reprezentanți din toate provinciile istorice românești, cu nucleu firește al celor din proaspăt creata România. Din acest punct de vedere, evocându-l pe Eminescu și evocându-l în același timp pe Gogălnicianu, nu pot să nu-mi aduc aminte de un alt academician mare, poate primul nostru academician european, Dimitrie Cantemir. De fapt, primul român, după părerea mea, de talie europeană, unul dintre românii absoluți, dar primul categoric care scrie și în limbi străine, în latină în primul rând și în alte limbi, a fost cunoscut în Europa și în lume. M-am întors recent de la Washington și am avut șansa să pipăi ediția Princeps a creșterii și descreșterii Imperiului Otoman în engleză și ediția Princeps în franceză din 1734, prezentă în Biblioteca Congresului, iar pe cea în limba franceză erau însemnările lui Thomas Jefferson, când era ambasador la Paris și a cumpărat un exemplar din Cartea Rară și scrie pe margine: acest principe moldav merită toată atenția noastră pentru că de la el putem învăța cum să guvernăm. Deci, pe ediția în limba franceză, ceea ce arată marea personalitate a lui Cantemir. Ei, Cantemir a scris, cum știe toată lumea, Cronicul vechimei a romano-moldovlahilor. Și la un moment dat, în Prolegomene, ca titlu, scrie de fapt o explicație a titlului. Prim, cronicona toată țara românească, care apoi s-au împărțit în Moldova muntenească și Ardealul. Pentru Cantemir, unitatea generică a poporului și pământului românesc nu intra în discuție. Ea exista din temelie și trebuia numai refăcută. Citindu-l pe Cantemir la Viena, cum îi citiseră pe cronicar, învățații școlii ardelene, înainte de a fi învățați, s-au împărtășit din aceste idei ale lui Cantemir. Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, mai ales Șincai când a scris Cronica românilor și a mai multor neamuri, a plecat din cronicul lui Cantemir. Au scris aceste lucrări frumoase și la îndemnul lui Petru Maior, transilvăneanul, a fost transcrisă în mai multe exemplare cronica lui Șinca. Copiată. Posibilitățile tiparului erau grele atunci. Și un exemplar din copia lui Gheorghe Șinca a ajuns la călugărul maramureșan German Vida, care a trecut munții prin vama Cucului și a ajuns în Moldova. Și s-a întâmplat să devină preceptorul micului, adolescentului, copilului Mihail Gogălnicianu. Și de la German Vida, Mihail Gogălnicianu a învățat povestea latinității demonstrată de învățații școlii ardelene după lecția primită de ei de la Dimitrie Cantemir. Și cred că numai așa, Gogălnicianu, la 1843, când a deschis cursul de istorie națională la Academia Mihaileană, a putut da acea sublimă definiție a patriei. Eu numesc patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește.
De la 1843 n-ar mai fi trebuit să aibă elita noastră nicio grijă, pentru că România părea deja făcută. Sigur că grijile erau multe și grele, dar Cogălnicianu, cel care avea să ajungă prim-ministru sub Alexandru Ioan Cuza și ministru de externe când ne-a fost mai greu, când ne-am proclamat și cucerit independența, Mihail Cogălnicianu avea în sufletul lui proiectul de țară încă în 1843. Acest proiect a curs, s-a revărsat în inima lui Eminescu, care cred că numai așa a putut să scrie ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. De aceea pe toți trebuie să-i primim în sufletele noastre, să-i înflorim astăzi, să-i prezentăm tinerilor, pentru că obligația noastră, ca intelectuale acestui popor, este să înțelegem, să explicăm și să lăudăm. Nu să hulim și să rușinăm și să coborâm. Pentru că a face rău e cel mai ușor lucru din lume. Intelectualul român a reușit să se valideze în această lume prin capacitatea lui de a fi un misionar, de a îndeplini o misiune și de a fi, cum ne învățau poeții noștri ardeleni când eram sub stăpâniri străine, și de a fi apostoli ai acestui popor. Apostolatul nu s-a terminat, planeta e plină de provocări, de la ideea de distrugere până fizică, până la ideea de distrugere prin războaie purtate între oameni. Așa că nu avem decât să lăudăm ceea ce au făcut înaintașii care au construit cultura română, au dat temeiurile identității noastre și să mergem mai departe cu aceste idei de temelie care sunt verificate de istorie. Cred că numai așa îl putem cinsti cel mai bine pe patronul spiritual al nostru, al tuturor și în special al acestor locuri din Bucovina, Mihai Eminescu. Vă mulțumesc! Eminescu, onorat prezidiu, suntem în anul centenarului Marii Uniri, este bine că se evocă și acest act istoric. Eu personal cred că actul juridic al Marii Uniri s-a întâmplat la 27 martie 1918, nu a fost anulat de nimeni, de niciun guvern, de nicio țară, de niciun parlament, deci el este încă juridic valabil. Și dacă academicianul Răzvan Teodorescu vorbea la Iași de faptul că, din păcate, nu avem conducători de state care să facă reunirea, eu, cu umorul meu moldovenesc, am zis că nu avem conducători de state, dar avem conducători de sate care au votat, se votează în continuare pentru reunire. Deci avem... ...200 de organizații, printre care și Asociația Națională a Oamenilor de Creație, Oamenilor de Creație pe care o conduc eu, au votat pentru reunire și cei ce au gândit atunci mare noștri înaintași, Constantin Steri, în primul rând, Ion Buzdugan, Inculeț, care a fost și membru corespondent al Academiei Române, Steri a devenit membru de onoare Academiei Române, post morte, se va realiza. Iată, pe scurt, mesajul președintelui Academiei de Științe a Moldovei, a domnului academician Gheorghe Duca, care după un atac cerebral se recuperează, este la Borsec. Iată acest mesaj. În momentul comemorării a 129 de ani de la trecerea de ființă a Luceafărului Poeziei Românești, Mihai Eminescu, Academia de Științe a Moldovei este solidar cu Academia Română, Institutul Cultural Român, Primărie Dumbrăveni,
autoritățile publice centrale și locale de România și Republica Moldova în acțiunile dedicate omagierii proiectului de muritor, precum și a personalităților emblematice, vizând consolidarea și făurirea unității identitare în fapt și drept. Și urmează o strofă din ce-ți doresc eu ție, Dumnezeu României, din care a vorbit domnul președinte, și în final se menționează faptul că pe parcursul manifestărilor culturale a festivalului, în numele membrilor titulari și corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, vă doresc să vă lăsați spiritele libere pentru românism și universalitate, asemenea operii edificatoare a poetului și să vă lăsați copleșiți de sentimentul pur al cauzei unificatoare. Semnează Academician Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Dragi prieteni, câteva cuvinte nu sub semn așa de autolaudă, ci de constatare despre dicționarul enciclopedic Mihai Eminescu, pe care l-a editat editura Bunivas, editorul Nicolae Buțanu, a doua ediție, deci revăzută și adăugită substanțial, cu 300 și ceva de pagini noi, față de prima ediție, care de asemenea a fost lansată aici, și care are mai multe completări sugerate și de congresele Eminescologilor, care au loc anual la Chișinău. Eu îi mulțumesc domnul președinte Eugen Simeon, care mi-a fost în fond consultant și coautor parțial la acest dicționar. Am un compartiment, vorbim aici despre globalizare, mondializare, un compartiment despre unitatea culturii universale despre care a vorbit Eminescu, fiindcă s-a, Eminescologia s-a cantonat multă vreme în naționalismul, care, din păcate, și în texturile de astăzi fixează semnificație veche din perioada sovietică, ceaușistă, noțiune negativă, adică rău de tot, rău de tot să fii naționalist. Nu suntem noi românii singurii care discutăm despre naționalism, v-am mai vorbit despre lucrurile astea în Franța, se discută mereu. Japonia are un program de stat de protejare a niponității, a japonismului. Program de stat. Nu așa cum se întâmplă la noi. Așa, în mod spontan și pe contul doar a unor personalități. Nota originală, după părerea mea, este un glosar. Un glosar al limbii poetice al lui Eminescu. Din păcate, Academia noastră, Academia Română, s-a oprit la dicționarul lui Tudor Vianu, cel din 1868, care include numai și numai antubrile. Antubrile, atât. Deci cele 64 de poezii pe care le-a inclus Titu Maiorescu în ediția Princip. 64. Ori Eminescu are 500 de poezii, inclusiv variantele, pe care eu le-am analizat aici în dicționar. Am dat microanalize la toate poeziile lui Eminescu, plus am
am explicat 20.000 de neologisme și arhaisme din publicistică, fiindcă nu ne dăm seama că limba românească pe care o vorbim azi este limba lui Eminescu. El a modelat-o, el a fixat-o, el i-a dat frumusețe, a subliniat bogăția ei, în special în publicistică. Și dacă rușii se laudă că, uite, Pușkin are 60.000 de cuvinte, are un vocabular extraordinar de bogat, Eminescu numai în dicționarul de rime are 125.000 de cuvinte. O leacă mai mult decât Pușkin, adică o leacă de două ori. Atenția domnului președinte Eugen Simion asupra acestui dicționar, care a apărut o ediție veche a lui Marin Bucur, bună ediție, dar cred că trebuie studiat acel dicționar de rime, fiindcă iată vine un italian, Bruno Mazzoni, care le vorbește despre acest dicționar, este mare bogăție acestui dicționar. Italian vine. Hăr să ne vorbească. Și vă dau un singur exemplu. Vizir. Luați cuvântul vizir și căutați-l în indexurile noastre. Este. Ce înseamnă vizir? Vizir înseamnă primul consilier al sultanului și primul ministru. Căutați, vă rog, ministrul prezident. Ministrul prezident pe care eu l-am de... Dragi frați și surori români, ca să vorbesc, să răspund la întrebarea pe care a pus-o domnul președinte Eugen Simion, mi-ar trebui o zi întreagă să vă povestesc ce se întâmplă la Cernăuți. Lucrul este imposibil, pentru că tragedia, drama noastră continuă de acum în anul 1774 și în loc să mergem spre mai bine, mergem din ce în ce spre mai rău. Dar nici de asta nu vreau să vorbesc acum, vreau să spun că aceste două chipuri luminate pe care le vedeți aici deasupra noastră, Corgăneceanu și Mihail Eminescu, au fost, sunt, și vor fi, cred că, în conștiința noastră. În primul rând, în 1875, Mihai Eminescu a venit la Cernăuți la sărbătorirea deschiderii Universității Germane în Cernăuți, la centenarul ocupării Bucovinii, cu cartea, cu lucrarea lui Mihai Sătoveanu, Răpirea Bucovinii. O carte pe care a trecut-o ascuns frontiera și a împrăștiat-o, a donat-o familiilor de români din Bucovina care nu au participat la acea manifestare, au boicotat-o și bine au făcut atunci. Apoi Eminescu a expediat această carte a doua zi în autorităților orașului. Ei, peste două zile cartea a fost strânsă iarăși de jandarmii austrieci și luată de la populație. Oricum, a fost un gest de popularizare a adevărului și a istoriei noastre. Mihai Eminescu și Cocăniceanu au fost la Cernăuți. Mihai Eminescu a studiat, Mihai Cocăniceanu după 48, împreună cu Vasile Alexandrii, cu Alexandru Ioan Cuza și cu mulți alți bărbați, mari patroți ai neamului nostru, din Moldova, din Ardeal, din Transilvania și din multe alte locuri, din Basarabia, au fost la Cernăuți și au găsit azil și liniște sufletească în familia Hurmuzache. Acolo, de altfel, a fost scrisă și partida în Moldoveniu și multe alte lucruri. Deci, putem spune că la Cernăuți, marii noștri înaintași și-au revigurat puterile și au luptat în continuare pentru ca România să fie una dodolață, întreagă, frumoasă, la cea la care sperăm cu toții, mai ales acum, în anul centenarului.
Dar noi am făcut un simpozion la Cernăuți, acum, sâmbătă trecută, împreună cu Institutul Bucovina al Academiei României, centrul nostru cultural, și pentru aceasta și pentru parada Portului Popular, pe care am făcut-o la începutul lui mai, am fost luni dimineață în zori, au venit la centrul nostru 12 lucrători ai securității din Cernăuți și au făcut o percheziție o zi întreagă care a constituit pentru noi un fel de teroare și au deschis un dosar pentru promovarea pretențiilor teritoriale ale României, acestei Românii frumoase. Vedem cu ce s-a încheiat procesul. Statul român a luat atitudine, Ministerul Română de Pretutindeni a luat atitudine și alte instituții, Ministerul de Externe, chiar spre curiozitatea noastră, chiar și Moscova a vorbit despre această percheziție. Oricum, noi continuăm să ne aflăm în prima linie. Mulțumim domnul Davija pentru faptul că a publicat comunicatul nostru care a ajuns la populație despre această literatură și artă și în alte publicații. Vă dorim ca această sărbătoare să nu întine niciun fel de dureri, de necazuri, de supărări, sărbătoarea noastră națională și să nu ne rușinăm să fim români, pentru că a fi român, după părerea mea, e o demnitate, o onoare și un merit pe care trebuie să-l câștigăm. Festivalul nostru are și două premii. Premiul festivalului care l-avem în fiecare an și anul acesta juriu format de domnul profesor Chișu, domnul profesor Cristescu, domnul academician Mircea Martin, au hotărât să dea unui om care a împlinit și o vârstă foarte frumoasă anul acesta, 85 de ani, e o vârstă frumoasă. Cei tineri ca mine așa tare și-au dorit să ajungă vârsta asta. Deja sunt invidios cu domnul Eugen Simion. Domnia s-a împlinit 85 de ani anul acesta, l-am felicitat pentru că a venit noi. Îl dau cu mare plăcere unui om care ne consideră prieteni și care se încăpățânează în fiecare an să vină la dumneavoastră. Dumneavoastră, domnul fost președinte, pentru mine încă președinte, este membru la mai multor academii. Vă spun două foarte importante, Academia franceză și cea ateniană, e ceva. Haideți să-l aplaudăm și să spunem ceva. Domnule primar, domnule președinte al jurului, doamne și domnule, aș fi ipocrit să vă spun că sunt bucuros că m-ați luat în seamă. Sunt foarte bucuros că Mircea Martin mi-a făcut un portret reușit, cred eu. Și mai ales că eram puțin în gripă cu el, puțin în limbajul. Puțin în limbajul studențesc, uite că îl mai țin minte. Am fost profesor 50 de ani la Universitatea din București și, mă rog, mai încerc să fiu și astăzi în calitate de conducător de doctorat. Ma, sigur, trebuie să-i mulțumesc primarului Ion Pavel și unui Dumcăveni, și cum s-a spus aici, acestei comunități, acestei comuniuni, care într-adevăr este impresionantă. Vorbind despre satul românesc, despre lumea rurală, cea care ne-a ținut, cea care ne-a format istoria. Am spus odată, eu venim din această lume, provin din această lume și sunt foarte bucuros, foarte mândru. Vin din ce se cheamă la dumneavoastră, aici în Moldova, să na lumea răzeșilor, iar la noi, în Valahia, moșneni. E o întreagă poveste cu acești moșneni.
în orice caz, constituie clasa care a ținut istoria României. Și de aia spuneam cu oarecare tristețe că ea nu mai există. Nu mai există. Lumea aceea copilării pe care o știu eu nu mai există. Dar ziceam eu, sper să trăiesc, să văd că țăranul român se duce luni seara la concert în oraș apropiat și duminica dimineața la biserică. Asta înseamnă, așa aș vedea eu, această transformare, această îmbogățire a unei tradiții și acest progres moral și spiritual al acestei lume. În ce mă privește, colegul și prietenul Mircea Martin a spus ceva din ce am făcut eu și cred că a zis bine, nu vreau să mă refer la opera mea, dar la celelalte părți unde m-aș putea ilustra eu. Și anume, prin instituțiile pe care le-am, să zicem, le-am ilustrat, le-am condus oarecare vreme, vreau să spun că înainte de a intra în Academia Română în 91 și 94 de a fi ales vicepreședinte, n-am avut, până atunci, erau avut aproape de 60 de ani, n-am avut nicio demnitate, n-am avut nicio funcție. Așa că am fost aruncat, cum să zice, într-un ocean, fără să știu să nu. Dar dacă s-a întâmplat să fie așa, m-am gândit că nu trebuie să stăm degeaba. Adică să vedem niște oameni, să punem în fruntea bucatelor acolo și să-mi facem nimic. Și am încercat să-l fac. Până acolo mi-a reușit, chiar cu dificultăți, dar mi-a reușit. De pildă, ce să iau? Să luăm de care ai vorbit, manuscrisul lui Eminescu. Eu consider că este lucrul cel mai bun pe care l-am putut face eu. Constantin Noica, filozoful, 10 ani de zile s-a luptat în România, s-a dus la toate autoritățile românești, încercând să reproducă într-o formă oarecare manuscrisele lui Eminescu, care sunt vulnerabile, nu mai pot fi consultate. Și mi-amintesc că primul lucru, poate, pe care l-am luat, ca când am fost ales în 98, președintele Academiei Române, a fost să nu mai putem să ferecăm aceste manuscrise. Că dacă le iei în mână, să sfarme. Atunci ele stau bine acolo. Același timp trebuie și consultate. Noile generații. Și atunci am reluat ideea lui Noica. Este o carte publicată cu toate intervențiile Constantin Noica. Este dramatică. La toți miniștrii, la președinți, pe la unea scriitorilor, peste tot, în anii aceia, Noica nu avea stâmpă. Venea pe aici, nu știu dacă la Suceava a ajuns, dar la Iași în orice caz a ajuns. Și spunea, treziți-vă, se adresa intelectualilor. Dispar manuscrisele lui Eminescu. Și ne-am luat Academia, am luat această idee. Am găsit, după ce domnul Liceanu, un an de zile, a primit, se pare, și o sumă mare de la ministrul de atunci al culturii, domnul Teșu, ca să facă acest lucru și n-a reușit. Asta am aflat și eu de curând, cineva din domeniul tipografic. Noi n-am primit această sumă, dar am încercat. Și am încercat printr-un om, printr-un grafician, Mircea Dumitrescu, a găsit el o soluție încât am putut facsimila aceste manuscrise. Le-am publicat în 38 de volume care se găsesc în toate marile biblioteci, acelea care au dorit să le aibă, pentru că Academia Română a luat hotărârea să le ofere gratuit. Uite, primăria din Dubrăveni le are. Domnul și domnul, este o comară. Acolo este
tezaurul nostru spiritual. E, ce s-a întâmplat în ziua? Era chiar de 15 iunie în 2009, cred, când noi am anunțat în Academie, românii manuscrisele lui Eminescu sunt la adăpost, sunt facsimilate, dacă doriți să le aveți în casa dumneavoastră, le puteți avea. Nu costă o avere, costă aproape nimic. Mai mult de timp plătești o plăcere gratuită. Și atunci s-a găsit cineva să ne reclame la DNA, formă să urmeze 4 ani de zile am cercetat, dacă nu cumva ceva n-am... E o formulă care începe. Dacă n-am pus botul, nu știu ce exact. Și domnul Vasile, n-am pus deloc botul, nici nu puteam să-l pun în acel fel, nici nu era cazul, mi-a fost rușine obrazului să mă ocupăm de ce spune. Dar le-am făcut. Și acum, poate nu să vă pară bine, eu trebuie să-l dau pe procurorul care m-a studiat, că n-a venit să mă invite la DNA, nici să mă vedeți seara cine știe e bun, ieșind de acolo. Dar după 4 ani mi-a trimis o hârtie care spune că nu se confirmă. Din mediul intelectual, să știți, elita, așa zisă, elita românească, de acolo a pornit tot. Dar important este asta, dacă Mircea n-ar fi spus chestia asta, nu mai spuneam, pentru că de făcut s-a făcut. Și asta este important, cred eu. Doamne și domnule, nu vă spun mai mult. Mă rog, dacă am făcut ceva, mai vreau să spun. Eu sunt aici 8 membri ai Institutului Călinescu. Majoritatea oameni tineri. Și cu care am pornit. Am făcut acest dicționar general al literaturii române, în 7 volume. Acum, suntem în curs, am publicat deja 4 volume din cele 8. Mii și mii de pagini. Nici nu vă puteți închipui cât de greu este să afli datele unui scriitor. Data nașterii, să verifici la primărie. Uneori nu mai există arhiva, primărie acolo. Mergem la biserică. Oamenii care pregătesc cu toate institutele Academiei noastre, în filologie, în Cluj, în Iași, București, evident, noi facem acest și, cum să spun, ambiția noastră este să terminăm anul acesta, să fie darul nostru pe care îl facem românilor cu ocazia aniversării 100 de ani de când s-a format România. Da. M-am fost aici și m-ați rășfățat, domnule primar. Primarul, premiezele dumneavoastră sunt niște volume, un număr de 5. Noi am reușit împreună cu domnul Cristescu, Muzeul Literaturii, și cu mulți, mulți bani pe care i-am oferit domnul Dacu. Bani, cum vă spuneam, oferiți de Eurospit Suceava, domnul Dan Pavel, te rog să știți o plică picioare. De-i vă rog eu și-o place să-l lau, să știți. Mulțumesc de Eurospit. Avem un premiu centenar, care este doar premiu pentru anul acesta, pentru că anul acesta primim 100 de ani. Și ne-am gândit să, aici potrivit eu, în juriu, să-l ofer domnului președinte de Academie, domnului Aurel Pop. Îi mulțumesc că face efort de a trece munții. Aseară a venit de la Timișoara la Bacău, de la Bacău a venit pe mașină, a venit altă mașină după dumneavoastră să trece după amiază asta la Cluj. Când ești președinte de Academie, e foarte important. Prea cinstită adunare.
caracteristica aceasta a unității românești, am învățat-o din copilărie și unii spun că sunt obsedat de latinitate și de unitate. Când am început astăzi Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov, pe vremea aceea liceul teoretic numărul 1, de lângă poarta Șcheilor, un bătrân profesor de germană ne-a luat pe elevii începători deoparte și ne-a plimbat prin școală. Și când ne-a văzut călcând, ne-a spus să fim cu băgare de seamă, fiindcă noi călcăm pe urmele pașilor lui Titu Maiorescu, elev al școlii în prima promoție, ale lui Lucian Blaga și ale lui Ciprian Porumbescu, între mulți alții. Și lucrul acesta nu l-am uitat niciodată. Ciprian Porumbescu, profesor al școlii, exilat din Bucovina, în același imperiu în care trăia, dar într-un alt colț, și-a văzut cu proprii ochi premiera operetei Crai Nou în 1882 pe scena sălii festive a acestui liceu numit Andrei Șaguna și titorit de marele ierarh al nostru din Transilvania. Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii este biserica românească cu cei mai mulți pictori dintre domnii moldoveni și munteni. Nu există în țară vreo biserică simbol de secolul XIV cu atâția pictori importanți, fiindcă toți domnii noștri au simțit nevoia să pună cu umărul, dacă nu cu un zid, cu o cădelniță, dacă nu cu o pictură, cu o icoană, în așa fel încât biserica să fie un simbol al întregii noastre. Cu alte cuvinte, la Brașov am învățat că spațiul acesta al nostru e o placă turnantă și pentru alte spații. Și tot acolo un alt profesor mi-a spus, când vorbeam de România mare, să nu-mi iubesc țara pentru că e mare, ci să o iubesc pentru că e a mea. Și așa, iubind-o pentru că e a mea, pot să vă spun că iubesc și lumea. Vă mulțumesc! Pentru care mi-am așezat eșarfa pe el. În spatele meu se află consilierul local ai Comunei Dumbrăvete, care îi rog să-l ridice picioarele.